Dr. Stanciu, Spitalul Militar Central, medic specialist în Unitatea Primii Urgențe. Unitatea Primii Urgențe a Spitalului Militar Central este pregătită să facă față prezenței pacienților COVID pozitiv care au afecțiuni asociate. Mă refer aici la afecțiuni altele decât această boală virală, care implică o afectare cu risc vital. Spre exemplu, infarct miocardic, traumatisme, până la situații de genul colică renală sau altceva mai simplu ca diagnostic, să spunem, dar care totuși din punct de vedere al confortului de pacient pune probleme, astfel încât la nivelul unității de primiri urgențe putem să preluăm pacienții, chiar dacă sunt COVID pozitiv sau suspecți de COVID pozitiv cu suspiciune înaltă, să-i diagnosticăm, apoi să putem colabora cu secțiile spitalelor, acolo unde există pentru fiecare patologie izolări sau, mă rog, saloane de izolare pentru astfel de pacienți, încât să beneficieze de ceea ce au nevoie pentru patologia amenințătoare de viață, în primul rând, și pentru COVID pozitiv. Așa cum se prezintă construcția din punct de vedere fizic, s-au gestionat, să spunem, circuite care să nu intersecteze restul pacienților, să nu intersecteze ariile personalului în zona de vestiare, în zona de interacțiuni umane și care să mențină la nivelul la maxim de siguranță posibil toate celelalte circuite, să spunem, care țin de pacienți non-COVID. La nivelul României, numărul de pacienți COVID pozitiv, adică 140 din ce știam în confirmările actuale, pare un număr mic. Deși suntem un popor activ, deși suntem un popor care are tendința de a nu respecta reguli, să spunem, deși suntem un popor care intră repede în panică și se agită mai tare decât avem spiritul latin, numărul de cazuri de 140 de pacienți mă face să cred că situația este sub control din punct de vedere epidemiologic încă, că măsurile luate pentru identificarea, izolarea și carantinarea pacienților pozitivi sau suspecți își fac efectul, iar măsurile viitoare, începând de astăzi, luni, când se escaladează, să spunem, din punct de vedere al ceea ce înseamnă izolarea pacienților suspecților, ar trebui să dea roade. În principiu, numărul pacienților suspecți o să crească, pentru că perioada de incubație, contactele trecute și viitoare, da, ne fac să credem că există un vârf al epidemiei la un moment dat. Da? Să sperăm că întârziem acest vârf până la perioada gestionării situației cu resursele pe care le avem, fără panică și fără stres. Astea sunt obiectivele principale ale noastre, să reducem stresul, să reducem panica, să reducem eforturile. Cred că colegii deja s-au obișnuit cu situația care urmează. Cred că situația sau prezentă este cea care îi face să se antreneze în condiții în care să asimileze stresul pe care îl preconizăm, da? Și care poate fi mai mic, dacă trăim cu speranța asta, mai mic cu mult decât ne imaginăm în acest moment. Evident, ne-am luat în calcul scenariile cele mai grele, dar asta nu înseamnă că nu avem posibilitatea, în fapt, să existe un scenariu mai bun. Pe de altă parte, în contextul ăsta de COVID, ni se cere să fim în prima linie, să fim cei care să asiste persoanele la nevoie, cei care să poată să răspundă persoanelor care au nevoie. Iar noi am fost pregătiți și în timpuri mai grele de atât, din punct de vedere economic și social. În timpurile de acum, suntem pregătiți că asta e ce ne-am dorit să facem. Nu neapărat că ne-am dorit să avem situații grele în care să facem față, dar ne-am dorit să fim de ajutor atunci când e nevoie. Cam toți trebuie să fim uniți, da? Asta ar fi tot ce putem face. Facem parte dintr-un câmp de luptă împotriva unui dușman invizibil și dacă menținem rândurile, dacă strângem rândurile, dacă nu lăsăm să treacă printre noi acest dușman invizibil și cu ajutorul lui Dumnezeu, evident,
o să depășim cu bine situația asta.